Liviu Rebreanu Ciuleandra Capitolul 21 După o noapte zbuciumată De visuri multe și ciudate Puiu se trezi foarte liniștit Și cu o hotărâre fermă în suflet Își făcut toaleta cu mai mare grijă Ca alte dăți Se privi îndelung în oglindă Să-și verifice înfățișarea demnă fața palidă, slăbită, pielea întinsă, lucioasă pe umerii obrajilor și zbârcită puțin în colțurile gurii, apoi ochii rătăcitori și mai adânciți în orbite, îi arăta un om nou, cu totul deosebit de fostul dandi veșnic pudrat, parfumat și pomădat. Își zise că acestea sunt urmele suferinței. Se simțea încântat că a suferit atâta și socotea că prin suferință s-a apropiat de Madlen. Fixă oglinda cu picior pe masă, așa încât, trecând, să se poată vedea și admira mereu, până va sosi doctorul pe care l aștepta azi mai încrezător ca totdeauna. În sfârșit, ursul apăru cu ala el obișnuit și îi adresă întrebarea cunoscută. Ce mai e nou, domnule Faranga?" Îl măsură o clipă, aruncă o privire în prejur și se pregăti să plece. Puiul însă îl reținu cu vioiciune. Doctore, te rog, am să-ți fac o destăinuire foarte importantă." Ursu se uită la el cercetător. Poftim, te ascult." A, nu, se apără pui aproape protestând. E ceva particular și doresc să-ți o comunic numai dumitale, între patru ochi. Țin foarte mult, doctore. Doctorul îl mai privi puțin și încheie. Bine, am să te chem dată ce voi termina vizitele. Puiul fu cuprins de o înfrigurare mânioasă. Alerga de aici colo, mormăind frânturi de cuvinte parcă și-ar fi aranjat un discurs. Trecea în anticameră la gardianul care se așternuse să descifreze universul, iar se întorcea în odaia lui. De câteva ori, trimise apoi pe leahul să vază dacă nu s-au sfârșit încă vizitele. Răspunsurile îl supărau că era invariabil același. Mai e Când fu chemat în sfârșit, își luă brusc o ținută rigidă, și porni cu pași solemni, urmat de nedespărțitul gardian, ca de un aghiotant. Ei, să auzim!" îl întâmpină doctorul ursul în picioare, scoțându-și halatul alb. În fața lui Puiu se simți atât de emoționat că vorbi cu glas înecat. Doctore, am descoperit pentru ce am omorât pe Madlen. Ursul tresării, Aruncă halatul pe un scaun și se apropie bănuitor. Ai descoperit? Dumneata? Nu se poate. A fost greu, firește, surăse puiul, satisfăcut de neîncrederea lui. Nici nu mă mir că mă crezi. Cu toate astea, am descoperit. După lupte grele și mari zbuciumări sufletești, a trebuit să-mi scrutez trecutul. Faptele. Gesturile cele mai mici. A fost o muncă titanică. Doctorul nu își putea ascunde uimirea. Avea o șovăire care arăta că nu știe ce să creadă. Îl așeză și îl invită să-i povestească. Și Puiul, cu multă introducere și copioase amănunte, spuse cum a ajuns să-și dea seama că e împovărat cu o cumplită ereditate criminală și cum aceasta a tot râvnit să se manifeste până ce a izbucnit în uciderea Madlenei. Povestind, se făcuse mai palid, îi tremurau puțin mâinile, păstrând însă pe față mereu un surâs martir. Acum toate astea sunt clare, în mine ca lumina soarelui, adăugă cu o strălucire extatică. Nu ți închipu și nimeni nu-și poate închipui ce îngrozitor a fost când a trebuit să-mi dau seama. Nu e puțin lucru să simți categoric într-o bună zi că ești un criminal născut și că toată viața ta a fost un lanț de porniri criminale, de crime oprite la timp, numai prin voința și educația ta, că ai trăit atâția ani cu povara asta imensă în suflet. Azi mă mir cum am putut trăi așa, cum n-a fost nimeni să îmi deschidă ochii. Ursul își regăsise stăpânirea. După o pauză, îi zise liniștit. Totuși, asta încă nu ne spune de ce tocmai pe soția dumitale ai ucis-o. Curios ești, doctore, se nervă deodată puiul. Am ucis-o pe ea, fiindcă ea s-a nimerit să fie acolo. Atunci, nu pricepi? Dacă mi ieșea în cale jupâneasa, aș fi omorât-o pe jupâneasă. Or dacă erai chiar dumneata în fața mea, străin cum ești, fi sigur că pe dumneata te sugrumam. Foarte agitat, făcu un gest cu mâinile, încleștându-și degetele convulsiv. Doctorul urmări gestul și întrebă brusc, aspru. Așa ai sugrumat-o și pe ea?" Probabil, răspunse puiul repede. Apoi, ca și când nu s-ar fi încurcat, continuă mai domol. Exact, însă nu mi-aduc aminte. Știi, în momentele acelea, singur, instinctul e conștient și activ, restul se supune orbește. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. După o mică tăcere, cu alt glas, aproape stins zice De alminteri, toată înfățișarea mea, când eram furios, avea ceva din cruzimea bestială a primitivului. Cineva mi-a spus odată, nu știu cine, dar vorbele mi le amintesc perfect. Mi-a spus, evident glumind, că la mânie se mânca două picături de apă cu omul din caverne. Da, urmură doctorul pierdut cu gândurile aiurea. Din toate astea, trebuie să reții, doctore, reluă puiul apoi cu nou avânt, că motivul crimei e o dispoziție criminală foarte puternică, înțelegi? Eu, când m-au adus aici, în primele momente de tulburare, nu-mi dădeam seama cum am putut să vârși o crimă atât de odioasă. Ei bine, azi, după trei săptămâni de meditații necontenite, ei bine, sunt lămurit. Adevărul adevărat e că sunt nebun. B am constatat eu însumi, doctore. Nu o clipă de nebunie cum credea sau voia să facă să se creadă bietul papa, ci o nebunie definitivă și iremediabilă. Din nenorăcire, asta e realitatea, doctore. Avu un râs scurt, nervos, sec, care răsună în odaie ca o scuturare de cioburi sparte. Doctorul Ursu se cutremură parcă l-ar fi atins o undă neașteptată de frig. Liviu Rebreanu Ciuleandra Capitolul 22 Ascultă, Andrei, tu crezi că eu sunt bolnav? Ori nu crezi? Spune drept! Întrebând în aceeași seară puiu cu un râs straniu, pe gardianul care i-a patul, ce boală, boierule?" zise gardianul, răspunzând cu râs la râsul lui. Bo boală boierească! așa e totdeauna. Când boierul dă de obelea mare, o belea mare, întoarce de grabă pe chestia bolii și s-a isprăvit toată încurcătura. Leahu știa, cum știa tot sanatoriul, că boierul lui vrea să se facă nebun ca să scape de pușcărie. De aceea nici nu lua în seamă unele ciudățenii, dându-și cu socoteala că, prin ele, boierul și ret umbla să lege și pe el la gard. Al minte, îi se părea foarte de treabă, bun la vorbă și la inimă. În sine sa, deși polițist, îi admira șmecheria. Adică, pentru că a greșit de a omorât o femeie, care femeie nu-i vrednică să fie omorâtă? zicea dânsul deseori de când a pățit rușinea cu nevastă sa. Să tai capul unui om cum se cade. Ai cunoștea el cazuri de la armată când unii, ba, ca să scape de tot de oaste, ba de vreo pedeapsă grea, încercau să se prefacă nebuni. Dar acolo nu mergea ca aici, căci ți punea în cea fureci și ți muștrului ea de le trecea repede pofta de-asila. Puiul, începând întrebările, se gândise să povestească gardianului ce a vorbit azi cu doctorul. Acum se răzgândi și îl puse pe el să-i spună cazuri de crime. Doar el, ca polițist, trebuie să cunoască multe. Ascultă un răstimp liniștit. Apoi, deodată, îl opri. Stai, stai, Andrei, să vezi cum s-a întâmplat cazul meu. În ziare n-ați putut vedea mare lucru că nu știe nimeni afară de mine cum a fost chestia. Dar să spun eu, ca să știi și tu. Adică în chestia cu coniței? Întrebă gardianul. Da, ție pot să-ți spun că acum noi suntem ca frații. De peste trei săptămâni de când stăm împreună, știi? Cam la război, cot la cot. Uită însă ce a vrut să-i spună și se întrerupse zăpăcit. Înainte de a-și aminti șirul, vei veni altă întrebare. Măileahule, tu ai fost în război, pe front, așa-i? Atunci spune -mi. dar să nu minți. Câți oameni ai omorât tu în război? Gardianul răspunse râzând. Apoi, boierule, războiul nu se socotește la omor. Că în război omul nu omoară de bunăvoie, fără cuporuncă de la cărmuire Dar eu... Uite crucea! Tot nu știu să fiu omorât nici în război pe nimeni. Detras cu pușca trăgeam până se roșea țeava. Și eram bun țintaș, dar cu mâna mea nu știu să fiu omorât nici măcar în vulgar. Nemulțumit, pui urmă. La asalt, n-ai fost niciodată?" A fost, cum nu? Că nădejdea noastră cea bună tot în baionetă ne-a fost." dar nici acolo nu știu, zău cruce boierule. Că eu în luptă întorceam pușca și loveam mai mult cu patul, că îmi venea mai la îndemână. Am plesnit eu așa pe mulți, dar de omorât m-o fi ferit Dumnezeu. Căci nici în război, spune și la teorie, nu e nevoie să o pe inamic, ci să-l cotonogești, să nu mai poată face rău. Puiu se arătă foarte decepționat și zise cu dispreț. De aceea n-ai omorât tu nici pe nevastă ta când și-a bătut joc de tine, vezi? Ba uzi buda proste, boierule, că n-am trăsnit-o, că îmi oasele prin ocne pentru o muiere blestemată. Făculea încet închinându-se. Ei, vezi, eu mi-am sugrumat nevasta, cu toate că nu mi-a făcut niciun rău. Reluă puiul triumfător, cu o lucire aspră care-i mărea ochii. Cum gardianul, în loc de răspuns se mulțumi a strânge din ume, puiul continuă. Ba, aș putea spune că nevastă mea a fost un înger, băiete. Dar eu am fost o sindi de Dumnezeu să ucid și soarta a căzut tocmai asupra ei săraca. Eu, vezi tu, toată viața aș fi ucis dacă nu-mi țineam firea. Eu de aș fi fost pe front, omoram cel puțin o mie de nemți. Dar apoi, că nici nemții nu se lăsau, așa să-i omor cu una, cu două, observă leahul cu gravitate. Ori se lăsau, ori nu se lăsau. Se înfurie puiul. Eu îi împușcam pe toți și gata. Că de ucideam pe ei, nu aveam să omor pe nevastă mea pricepi. Așa stă chestia. De omorât, trebuia să omor pe cineva. Cum dacă am stins un suflet de om, mi s-a împlinit o sânda și nu mai trebuie să omor pe nimeni. S-a isprăvit. Toată nenorocirea cu nevastă-mea însă vine numai de la tata, că el n-a lăsat să fiu trimis pe front. Păcatele pentru oameni sunt, murmură gardianul foarte umil, dar Dumnezeu iartă pe om. Iartă, iartă și trebuie să ierte șopti puiul tainic. Și cum să nu ierte când știi cum să rogi pe Dumnezeu? Dar când nu știi că rugăciunea să nu schimbi mereu, ci să ții într-una? Deodată își dădu seama că vorbește fără șir. Se întrerupse, își netezi fruntea și părul și zise trist. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. haide mă la culcare, Andrei, că-i târziu. Greu e păcatul pe suflet, Andrei, și tare apasă. Uite, eu câteodată îl simt mai greu ca o piatră de moară. Lăsați, boierule, că bun e Dumnezeu. Încercă gardianul să-l mângâie. Chiar dacă e bun Dumnezeu și te iartă, păcatul rămâne și apasă. Apasă și nu vrea să te ierte. Zi mai bine, Doamne ferește, Andrei. Doamne ferește. Liviu Rebranu, Ciuleandra Capitolul 23 A doua zi, ceru să se plimbe în grădina sanatoriului. Gardianul îl îmbrăcă bine, cu blană care îi se adusese de acasă mai de mult. Aerul aspru al începutului de martie îl învioră. Zăpada se topise. De-abia aici colo mai dăinuia câte o pată albă cenușie pe huma neagră ruginită. Copacii, își scuturau crengile amorțite, parcă duhul primăverii ar fi revărsat valuri, valuri de întinerire. Mirosul de răveneală, ca un parfum viu al pământului, îi deștepta în suflet puteri noi și noi îndemnuri la viață. Pășeam în învăsălit și sprintem pe cărările umede, ascultând cu plăcere cum îi scârția sub picioare prundișul fin dezghețat. Vine primăvara, Andrei, susură puiul într-un târziu, cu nările gâdilate de o respirație plină. Vine, conașule, mormăi gardianul cu mare nostalgie în glas. Pe la noi oamenii își curăță plugurile. Tocmai ajungea la grilajul dinspre stradă. Un tramvai gol trecea. În mijlocul vagonului, Conductorul își făcea socotelile sugând disperat creionul. Un automobil veni din partea opusă și dispăru sunând prelung din claxon. Puiu își zise că e exact sunetul claxonului de la mașina lui. Doi copilași, pe trotuar, se opriră și se uitau printre gratii ca într-o grădină din basme. Când văzură însă pe puiu cu însoțitorul său, o luară la fugă, speriați, parcă ar fi văzut niște arătări. Chiar în același loc, poposi pe urmă puiul, să privească pe strada care acum era pustie de tot. Peste drum, o casă cochetă, cu poarta de fier, cu trei ferestre la fațadă, albă. Avea un surâs primăvărate. Puiul o mângâie din ochi și-și aminti că, în tocmai, așa a fost și casa în care au stat ei la Iași, în timpul războiului. Pe peretele curat, lângă poartă, erau două tăblițe, mici, una a societății de asigurare, iar sub alta, cu fund albastru, indicând numărul casei în cifre albe. Din distracție, se sili să citească. Și deodată tresări ca și când, ar fi descoperit o veste urâtă. Ce număr are casa Andrei? Că eu nu-l văd bine, zise către gardian încet. Treisprezece, răspunse Leahu cu mândrie după câteva secunde. Treisprezece? Repetă Puiul. Așa citise și el, dar, fiindcă îi trecuse brusc un fior prin inimă, încercase să se înșele că nu fi citit bine. Nu avusese niciodată aversiuni superstițioase. Uneori în lume, pentru că și alții pozau cu groază de numărul fatal, se prefăcuse și el că nu-l poate suferi. În realitate, îi fusese indiferent orice număr, precum în general indiferent, îl lăsau toate lucrurile problematice. Niciun argument însă nu-i putea alunga acum simțământul vag și cu atât mai tulburător de neliniște ce începuse să-i înfășoare sufletul ca într-un val din ce în ce mai gros. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public după trei săptămâni de singurătate chinuitoare. Pentru ce, când a ieșit întâia oară, a trebuit să vadă o casă cu numărul 13? Întrebarea nu cerea răspuns, dar îi sfârâia în creier, ca o durere ascunsă. Continuă plimbarea prin grădină mai mult, ca să nu se lase copleșit de o apăsare tot mai împovărătoare. Era silă însă acum de plimbare, aerul îi se părea umed și necăcios, Pământul cleios îi se agăța de șoșoni. Pretutindeni, ochii lui descopereau numai urățene și murdărie. Crengi uscate și rupte, bucăți de hârtie, coși de fructe, urmele iernii pe care topirea zăpezii le dezvelea ca niște bube pe un obraz bolnav. Ajunge, Andrei, zise puiul deodată, aproape înfuriat. Intră zgribulit și plictisit. Deasupra ușii, pe pervaz, la dală în care stătea de-atâta vreme, observă o tabliță cu numărul 76. Bine că nu mai am și pe aici, pe 13." Se gândi dânsul. Dezbrăcându-se însă, repeta fără voie în minte numărul citit, și peste un răstimp se pomeni zicând: 76, adică 7 cu 6, tot 13. Hotărâ să nu se mai gândească la coincidențele acestea copilărești. E o depresiune nervoasă care îl face să vadă acum în toate numai semnerele. Deoarece numai proștii pot crede în semnificația unor astfel de potriviri întâmplătoare îi zise că el, un civilizat, trebuie să se ridice mai presus de ele și să le disprețuiască. Dar pe când se îndemna așa, un gând ascuns îi se sfredelea în trecut, să mai dibuiască asemenea coincidențe. Îi apăru îndată în minte necrologul din ziar și reciti clar, văzând perfect și caracterele tipografice, data în înmurmântării Marlene. Marți, 13 februarie. Când vreau să-și spună că mai doveditor ar fi fost dacă ziua morții ar fi căzut într-o zi de 13, își aminti fulgerător că cea din tâi întâlnire a lui cu Mădălina, acolo la vărzari, cu Ciuleandra și toate celelalte, a fost tot într-o astfel de zi predestinată duminică, 31 iulie. În aceeași clipire, își mai aduse aminte cum cineva i-a explicat odată că cele două cifre ale numărului fatal sunt mai primejdioase când se inversează. Efectele lui 13 simplu pot fi anihilate, pe când cifrele inversate prevestesc totdeauna un rău, ce nu se poate evita nici cu o sforțare omenească. Chiar așa a fost și cu piata mătălină, își zise puiul, apucându-se acum să caute ce date din viața lui s-au petrecut în puterea numărului blestemat. Însă ziua nașterii lui a fost la 31 martie. Cifrele anului în care a murit maică-sa dădeau adunate tot 13 iar el a terminat liceul în 1913. Îl enervara atât de mult descoperirile acestea încât, ca să le curme, trecu în anticameră să stea de vorbă cu gardianul și să-și schimbe gândurile. Leahu însă plecase la masă. Pe când voia să se supere că nu l-a găsit, îi veni în minte că și numărul mașinii lui 1331 are un 13 simplu și unul inversat. Și totuși, n-am avut nici cel mai mic accident, mormăi dânsul râzând și întorcându-se în camera lui, ceea ce înseamnă că tocmai numărul fatal mi-a purtat noroc. După un răstimp însă, se gândi că aici trebuie să fie la mijloc o anihilare reciprocă a efectului celor două numere. Iar, dacă o fi și noroc, norocul e al bătrânului, căci bătrânul i-a trecut lui numărul de la mașina cea veche. Iar încerca să-și gânduri gândurile acestea, zicându-și că sunt niște scrânteli datorate enervării firești pe care a produs o izolarea atât de îndelungată. El aici, dacă chipzuiește bine, a fost de fapt mai rău ca într-o închisoare, căci a avut parte de un observator care seamănă cu un director de temniță, mai curând decât cu doctorul unui bolnav de nervi, cum trebuia să-l considere chiar dacă n-ar fi crezut. N-a fost supus niciunui examen serios, afară de niște analize obișnuite în sanatorii. Observația s-a mărcinit la un interogatoriu asupra faptei ca și când fapta și împrejurările l-ar fi interesat mai mult decât făptuitorul. Toată purtarea doctorului demonstrează o vrăjmă și ascunsă, cum foarte bine spusese bătrânul de ună zi. A fost veșnic tăcut, morocănos, parcă n adins ar fi căutat să-l exaspereze. Impresia lui din tâi nu l-a înșelat și, deși a înăbușit-o, a fost numai pentru că era frică, să nu fie o închipuire bolnavă. De azi nu mai încape nicio îndoială. Tatăl său a avut perfectă dreptate. Dacă nu-și mai poate stăpâni nervii acum, de a ajuns să se sperie de cifre fatidice, vinovat e doctorul singur care l-a tiranizat în loc să-l menajeze. Până și colonia mea cu Madlen a fost într-o zi nenorocoasă. Se întrerupse brusc puiul, ca și când, în timp ce voise să alunge gândul stăruitor, acesta s-ar fi oploșit într-un colț ca să crească și să se umfle în tihnă. Și acum ar fi izbucnit mai stăruitor, adică la 31 martie, iar logodna noastră la 13 februarie, și exact patru ani după logodnă, în aceeași zi, Înmormântarea. Poi, să nu aibă toate acestea nicio semnificație? Sărmană Madlen, de la prima până la ultima întâlnire cu mine, toate sub vraja numărului catastrofal. Am fost ursiți, amândoi se vede. Să îndurăm împreună un destin îngrozitor. Poate că și ea s-a născut într-o zi de 13? Adevărat. Nici nu știu în ce zi s-a născut, nici măcar anul. Dar anul l-aș putea calcula. Patru de căsnicie, patru în străinătate, de 14 ani era atunci, degeaba, ziua nu știu. Toată ziua se chinui cu socoteli și interpretări în jurul numărului, iar când după amiază veni bătrânul, îl întâmpină nerăbdător. Tată, în ce zi a fost născută Marlen? Ultima zi, a ultimei luni a anului, răspunse Faranga prompt, cu un surâs îngăduitor. Sper că am fost cât se poate de categoric. Ultima, adică 31 decembrie, murmură puiul galben. 13 inversat, ca și mine. Bătrânul Faranga tăcu câteva clipe nedumerit, apoi zise cu imputare, Puiule dragă, mă sperii rău dacă începe acum cu lucruri de-astea. Nu mai știu ce să mai cred de tine, dragul meu." Nici eu nu știu, tată," zise puiul, profund apătut. Toată ziua m-a preocupat un număr. Toată ziua. Parcă un cui mi s-ar fi înfipt în cap și nu-l mai pot smulge copilării puiule. Îl mângâie bătrânul foarte palid. Trebuie să mai ai răbdare, numai câteva zile. Am făcut demersul pentru mutarea ta în alt sanatoriu și cred că în puțile zile nu vei mai fi aici. Prin urmare, puiul îndreptă în niște ochi rătăcitori spre tatăl său și deodată izbucni implorând. Da, tată, da! Mută-mă de aici, te rog! Nu mai pot! Simt că mă pierde tot aici. Îmi pierd și mințile, tată! Doctorul, doctorul tată, mă urmărește să știi. E adevărat, e dușmanul meu. Am încercat să-l îmblânzesc. M-am stăpânit. M-am umilit. În zadar. Vrea să mă distrugă, tată. În fiecare noapte îl visez. Cum înțeapă în creier cu acei lungi, fără milă, mereu. Prângea cu sughițuri mari, cu capul pe pieptul bătrânului, iar bătrânul, cuprins de un fiorare grea, îl bătea plând pe umăr și murmura, Voi, om, puiule! Liviu Rebreanu, Ciuleandra Capitolul 24 Pe urmă, puiul se liniști din nou. Parcă plânsul i-ar fi spălat sufletul. Perspectiva mutării îl umplea de încredere. Aștepta ziua ca o mântuire. Bătrânul spusese, câteva zile, să fie și o săptămână, numai să scape de urmărirea doctorului. În aceeași seară, zise cu bucurie gardianului, ei, leahule, în curând scăpăm de aici, amândoi. Să vă ajute, Dumnezeu, boierule, că se împlinește luna de când vă chinuiți aici, răspunse potoli gardianul. Eu ca eu, că mie mi-a fost mai bine ca acasă, că am avut de toate din belșug și muncă mai nimic. Dar pentru dumneavoastră ne ducem, Andrei, oriunde, numai aici să nu mai stăm adăugă puiul cu atâta mulțumire că îi se îmbujora obrajii, uitându-se cu o bunătate care pe gardian îl umilea. Andrei Leahu îl îndrăgise tocmai din pricină că îl vedea mai mult supărat. Înțelegea el că nu putea să aibă inima ușoară, omul care a luat viața altuia și în nevestei cu care trăise numai bine, dar îi se părea că totuși Prea se acum când orice zbuciumare era de prisos. Pentru el, singura atitudine potrivită ar fi fost tăcerea, care însemna împăcarea cu lovitura soartei. Puiul, ca totdeauna, când se simțea înviorat, avea chef de vorbă. Spre deosebire de altă dată, însă, acum îi venea să te-i făsuiască tot despre lucruri din sanatoriu și mai cu seamă despre doctorul Ursu. E tare ursus, îndrăzni să observe și gardianul mai târziu. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Când se încredință că boierul o cărăște cu tot din adinsul pe domnul doctor. Îmi închipui că e rău și cu personalul, îl îndemnă puiul. Omul rău se cunoaște de la prima vedere. Uite, parcă și acum îl văd colea, în dimineața aceea, cum a intrat posac, cum a fulgerat din ochi cu ură și cum n-a zis nimica. Andrei Leahu nu suferea în sinea lui deloc pe doctorul Ursu pentru că nu i-a vorbit niciodată frumos, ci numai cu huiduială și ocară. În fiecare dimineață a găsit să-i facă vreo observație de față cu toată lumea. Se simțea jignit în demnitatea lui, că cel nu era nici servitor, nici de pe drumuri, ci în serviciu, cu ordin de la domnul prefect. Nu arătase însă nimănui simțămintele lui, nici lui Puiu, deși îl pipăise de la început, că nici dânsul nu se prea are bine cu doctorul. Își zicea că e mai bine să-și ție gura. Boierii se ceartă, tot ei se împacă. Cel puțin să nu se împace pe spinarea lui. Apoi, oricât de jignit și chiar bătăi să fi durat, lui îi plăcea serviciul aici. Îi rămânea neatins întreaga leafă, în afară de bacșișurile grase ce îi le arunca boierul bătrân, care adunate mai făcea o leafă, dacă nu și mai mult, căci bătrânul de câte ori venea și nu s-a întâmplat să lipsească nici trei zile, niciodată nu uita să-l cinstească, șoptind mereu și numai atâta. Să-l servești, băiete, cum știi mai bine. De aceea și acum îi părea rău că a scăpat vorba către puiul. Și căuta să scape cu răspunsuri mai în doi peri. Tocmai și oamenii se miră. Cum de așa a spus domnul doctor? Că doar și dumnealui a ieșit tot din opincă, Observă dânsul, zicându-și că, repetând ce a auzit de la alții, el s-a pus la adăpost. Sigur, aprobă puiul. Am aflat eu că-i fecior de țăran. așa e boierule adăugă Leahu. Îmi spusese și mie bucătarul de aci, de la spital, că-l cunoaște pe domnul doctor de când era la școală. Îl știe bine de tot, că au fost împreună la spitalul cel mare, brâncovenesc, că bucătarul acolo a slujit înainte de a se băga aici. Și zice că domnul doctor să fie chiar din oameni săraci și încă de prin județul nostru din Argeș. Din Argeș? Cum din Argeș? Întrebă puiul deodată cu vieiciune. Da, cunoșule, apăsă gardianul. Chiar din Argeșul nostru, dintr-o comună prin care am umblat și eu, îi zice vărzari. Care vărzari? Reveni puiul uimit. Apoi eu, numai un sat vărzari cunosc în Argeș zise Andrei puțin încurcat de insistența boierului. Pe șoseaua cea mare, de la Piteș la Râmnic. Așa? Din vărzari? Repetă puiul gânditor. Curios! Andrei se uita la boier și îl văzu în gândurat. I se păru că o fi spus ceva ce nu se cuvine. Ar fi vrut să o dragă și nu știa cum. Vinovat însă nu se simțea căci nu spusese nicio minciună și nici nimic rău. De altfel, domnul doctor însuși se lăuda chiar către servitori că e băiat de țăran. Puiu vrut să mai vorbească cu gardianul, se i treacă vremea, dar trebuie să renunțe, căci gândurile lui toate se învârteau numai în jurul știrii pe care o aflase. Va să zică doctorul Ursu e din satul Mădălinei, de aceea s-a interesat atâta, mereu și numai de ea. Și totuși, când i-a povestit de ună zi, a ascultat parcă ar fi fost străin și parcă nici n-aș ști că există vârzari pe lume. Doar la Ciuleandra a intervenit și el, ca și gardianul pronunțând Ciuleandra, ca localnicii, cu o îndulcire moldovenească. Ciudat, murmură puiul retrăgându-se. Acum, la urma urmelor, nu mai are nimic. Liviu Rebreanu Ciuleandra Capitolul 25 Am să te rog să mai viazi pe la mine, îi zise doctorul Ursu a doua zi, cu glas aproape mieros, care îi se păru mai antipatic decât cel aspro obișnuit, puiul, se stăpâni perfect. Își propusese, după ce cumpănise lung, cum să utilizeze vestea aflată, să fie indiferent. Să nu-i pomenească nimic de oarece în curând, tot va fi mutat de aici și spera să nu se mai întâlnească niciodată cu ursul. Fu chemat iar, târziu, probabil după ce doctorul îi sprăvi toate vizitele. Acum însă a aștepta liniștit, nu ca rândul trecut. Doctorul Ursu îl primi amical, îi strânse mâna și vorbi cu un surâs ca un rânjet. E, domnule Faranga, sper că foarte curând calvarul dumitale se va sfârși. Puiu își închipui îndată că doctorul o fi aflat despre intervenția bătrânului. Totuși tăcu și doar strânse din umeri. Cum? Nu te bucur deloc? se miră doctorul cu glas dulce. Acum mi-e egal, zise Puiul Murăcănos. Ursu, îl privi lung, scrutător, parcă ar fi vrut să-și mai verifice o convingere de plină, formată, și apoi reseca o zgârietură de fierăstrău. Astea vorbe vorbe, domnul meu! Nimeni în situația dumitale nu primește cu indiferență asemenea comunicare. Pentru că puiul stăruia nepăsare, doctorul, în loc să-i spună cum se va sfârși calvarul, urmă confidențial. Știi, domnule Faranga, că Ciulandra dumitale m-a urmărit și pe mine, cum trebuie să fie obsedat atunci pe dumneata. Puiu îl măsură cu dispreț o clipă, apoi, răspunse tot calm. Doctore, pomenești despre Ciuleandra. Bine, mărturisesc că pe mine m-a obsedat și mă obsedează Ciuleandra ca o fatalitate. Dar nici tu, tale, n-a putut să fie Ciuleandra tocmai străină, doctore. Cum? Tresării ursul surprins. Dumneata, nu ești din ținutul unde se joacă Ciuleandra? Urmă puiul. Ei și? Nu ești din satul Vărzari, unde am jucat și eu Ciuleandra odată și unde am întâlnit pe Mădălina? Și? Repetă acum foarte sec doctorul. Și, și, îl limită puiul cu un calm nezrâncinat. Asta înseamnă că atunci când îți vorbeam despre satul dumitale, despre jocul dumitale, se întrerupse brus, parcă ar fi amuțit din senin și-a dus aminte cum se hotărâse să nu-i impute nimic. Fața lui păstra aceeași liniște, iar privirea îi rămase tot înflorită cu puțină ironie. Pe ursul îl supără mai mult întreruperea decât imputările. Se roșise și nările îi tremurau. Așteptă câteva clipe să continue. Puiul se scufunda mai tare în tăcere. Crezi că Eram și eu obligat să-ți fac destăinuiri intime? Făcut doctorul cu o scânteiere aspră în ochi și cu glasul dur, ca bolovanii rostogoliți. Uiți că eu am fost în dreptul meu și chiar dator să-ți cunosc intimitățile. Să nu intervertim, deci, rolurile. Își luă seama și se potoli îndată. Figura îi se destinse. În ochi îi reapăru lucirea obișnuită, cercetătoare, iar pe buze îi răsări un zâmbet silit. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Ai reușit să mă faci să-mi pierd cumpătul. Și doar firesc este ca eu să-mi-l păstrez totdeauna, nu? Probabil, zise Puiul Rece. Dar Dumneata mi-a adus o acuzație care e aproape o insultă pentru mine ca medic. Urmă, ursul stăpânit. Dumneata ți-închipui se pare că întrebările mele asupra unor chestii delicate din trecutul dumitale aveau un scop străin, de obiectul observației pentru care, Dumneata, te afli în grija mea. Da, da. Am înțeles că asta ți închipui. Ei bine, trebuie să știi că te înșel rău, domnule Faranga. Și trebuie, cu atât mai mult că ți-am mai explicat odată pentru ce sunt obligat să insist cu asemenea întrebări. Dovada cea mai bună de altfel o constituie faptul că, în povestirile dumitale, am găsit puncte de sprijin foarte importante pentru argumentația din referatul meu asupra cazului dumitale. Puiu tăcu. După o pauză, doctorul reluă. Iaca, Ciuleandra, te-ai enervat când am stăruit. Ei bine, sunt convins că Ciuleandra are un rol în fapta dumitale. Așa cum mei ai zugrăvit-o și cum o cunosc și eu. Spune, doctore, te rog, ai jucat-o și dumneata? Întrebă deodată puiu cu o lăcomie ce îi sfârma toate hotărârile. Doctorul Ursu îl scrută un moment, ca și când ar fi vrut să se încredințeze dacă întreabă serios sau bat jocoritor. Ochii lui Puiu pâlpâiau ca două lumini de licurici în amurguri târzii. Da, firește că am jucat-o," zise doctorul rar, apăsat țintuindu-i privirea. Și mi-a plăcut. E un joc uluitor, doctore. E formidabil, se aprinse puiul. E un vârtej spăimântător, pe care nu-l mai poți uita până la moarte. A avut o tresărire, parcă ar fi vrut să se ridice de pe scaun, să fugă. Se stăpâni încruntat și continuă cu o însuflețire aproape mânioasă tremurându-și fără voie genunchii. Și tocmai satul dumitale e cuibul Ciuleandrei. Doctore, am auzit că nicăieri nu se joacă așa de frumos ca acolo. Să știi, am auzit. Sări brusc în picioare, nemai putând ședea mișcat pe scaun. Jovăi puțin și apoi zise foarte confidențial. Acum trebuie să plec, doctore, Negreșit. Dar înainte de a pleca, te rog, Dumneata, trebuie să știi că doar ești de la o bârșie. Spunem, te rog, cum începe melodia ciuleandra? Mă frământ mereu să mi-o reamintesc și nu izbutez deloc, aproape deloc. Și o melodie atât de caracteristică. Din nefericire, eu nu sunt meloman și poate de aceea n-am reținut-o. Și nu sunt capabil să-mi o împrospătez. Nu-ți închipui ce plăcere mi-ar face. Mădălina mi-o cânta la pian, câteodată. Avea o ureche admirabilă. Și eu, jucam după cântecul ei, adică mai mult țopăiam așa. Îi venea acum să arate cum țopăia. Se opri rușinat și obosit, căci vorbise foarte repede, parcă l ar fi alungat cineva cu un glas rugător și cu fața luminată de o mulțumire mare. Doctorul vrut să l reție zicându-i, nici eu nu sunt meloman și deci nu ți-aș putea fi folositor. Dar dacă ține apărat, voi încerca să-ți procur melodia. Să vedem, poate reușesc. O, oh, îți mulțumesc foarte mult, doctore, din toată inima, crede-mă! Strigă puiul într-un elan de entuziasm. Prin asta mi-ai dovedit că ești un suflet bun. Mi s-a spus că ești pătimaș și răzbunător. Și iată, mărturisesc, am crezut și eu, dar acum sunt convins până în răjunghi că ai fost calomniat. În sfârșit, mă retrag, scuză-mă. Poate că, până să-mi o procur dumneata, o să-mi reamintesc eu, ciuleandra. Cine știe, norocul omului vine când nici nu mai crezi. Plecă atât de grăbit, că gardianul abia îl putu ajunge. Din